Doamnelor, domnilor, vă spun bun găsit la o nouă emisiune. Desigur, un an nou vine întotdeauna cu speranțe noi, vine întotdeauna cu așteptări noi, vine întotdeauna cu întrebări noi. Despre speranțe, așteptări, dar mai ales despre întrebări, vom încerca să discutăm în această emisiune cu noul primar al municipiului Vulcan, domnul Cristian Merișanu, pe care îl salut. Bine ați venit pentru prima oară în studioul HD365, domnule primar Merișanu. Vă salut și eu pe dumneavoastră și pe toți cei care ne urmăresc și vă mulțumesc că m-ați invitat aici în studioul dumneavoastră și aș vrea, dacă tot sunt pentru prima dată, să vă spun la mulți ani și să doresc acestei televiziuni o viață lungă și cât mai multe reportaje interesante pentru oamenii din Valea Jiului și nu numai. Am decis să deschidem acest dialog cu primarii Valea Jiului cu dumneavoastră, pentru că știm cu toții, sunteți nu doar cel mai tânăr primar în exercițiu astăzi, ci sunteți unul dintre primarii care s-au schimbat în succesiunea administrațiilor publice din Valea Jiului. De altfel, sunteți singurul primar nou pe care l-au ales locuitorii din Valea Jiului la alegerile din septembrie 2020. Pe de altă parte, domnule Merișanu, nu sunteți străin de administrația publică locală și iată, au trecut deja 3 luni de zile de când administrați în calitate de primar municipiul Vulcan. Aș vrea puțin să ne vorbiți despre ce ați găsit atunci când ați revenit în primărie în calitate de primar, din punct de vedere al problematicii administrative, și ce ați reușit în perioada aceasta scurtă de 3 luni de zile să remediați sau să rezolvați sau, mă rog, să începeți să faceți mai bine? Da, așa este, aveți dreptate. Sunt unul dintre primarii care a câștigat alegerile prin în data de în octombrie 2020. Vreau să vă spun că nu sunt străin, așa cum spuneți, de ceea ce înseamnă administrația locală. Am fost 8 ani viceprimar, am stat lângă domnul primar Ile, am avut timp să învăț foarte multe. Diferența este foarte mare între a fi primar și a fi viceprimar. În primul rând, prin faptul că acum decizia este la mine, pot pune în practică toate planurile pe care le-am avut de-a lungul anilor și pe care poate domnul primar nu le-a dorit sau a avut o altă strategie. Nu vreau să comentez, vreau să-i mulțumesc pentru toată activitatea pe care a avut-o în cadrul primăriei Vulcan de 16 ani. Că vă întreb, mi-a plăcut la un moment dat și faptul că domnia sa în prima ședință de Consiliul Local, în ședința de constituire a Consiliului Local, a făcut acel transfer, dacă îi putem spune așa, destul de elegant către dumneavoastră. Da, așa este. Mi-a predat simbolic cheia primăriei municipiului Vulcan. Și tocmai de aceea aș vrea să-i mulțumesc pentru tot ce a făcut pentru municipiul Vulcan. Probabil sunt foarte mulți care consideră că se puteau face mai multe. Întotdeauna se poate face mai poate mult. Asta este clar. Făceau mai puține. Nu putem să spunem acest lucru. Dar noi am plecat la un drum acum. Avem foarte multe idei, foarte multe idei noi, pe care deja le punem în practică. Mă simt mult mai bine în postura de primar, pentru că pot spune exact ceea ce gândesc și mai mult pot pune chiar în practică ceea ce simt și ceea ce ascult până la urmă de la oamenii din Vulcan. Am început în forță pentru că știm cu toții că siguranța este foarte importantă în orice localitate și atunci ne-am axat în aceste prime luni de mandat pe camere de la vedere, de supraveghere, creșterea gradului de siguranță, sigur. Da, pe care le-am montat prin centrul orașului pentru început. Poliția locală pe care am încercat să o aducem cât mai aproape de oameni, în zona pieței. Am făcut un sediu nou, mult mai aproape de fluxul de oameni, să zic așa, pentru a fi tot timpul aproape de ei. Nu ne vom opri aici, au fost doar 2 luni din 2020. Se văd primele rezultate ale acestei investiții în camerele de la vederi, în eficientizarea activității poliției locale? Se văd și rezultate? A scăzut problematica? Se văd. Noi încercăm în primul rând să facem prevenție prin acest lucru. Să-i speriem, să zic între ghilimele, pe cei care ar vrea să facă rele. Să facă rele, da. Avem chiar și un
o primă persoană pe care am depistat-o cu aceste camere, care a fost prinsă, o tâlhărie cu ceva abuz sexual, pe care polițiștii locale au identificat-o și ulterior a fost reținută de Poliția Națională. Acest lucru mă bucură că, iată, se văd primele roade ale acestor camere. Nu este suficient, este foarte clar. Efectivele Poliției Naționale sunt destul de reduse, dar prin Poliția Locală, prin aceste camere care vin în sprijinul lor, încercăm să asigurăm oamenilor o siguranță sporită, pentru că cel mai important consider că atunci când ești din casă trebuie să te simți în siguranță în orașul tău. Absolut. Am văzut cu toții că unele dintre primele măsuri pe care le-ați luat au fost acelea de a pune în atenție, de a eficientiza, dacă doriți, activitatea de la Spitalul Orășenesc Vulcan. Știm cu toții că au existat atât de multe probleme legate de activitatea de la spital. La un moment dat s-a pus chiar problema închiderii acestei unități medicale. Ați început cu o schimbare de management acolo și a spus un om, așa cum citeam și prin presă, apropiat într-adevăr dumneavoastră, coleg de partid, nu știu dacă nu e vorba chiar și de cel care a coordonat campania electorală a Pro-România în municipiul Vulcan. Se văd rezultatele acestei acțiuni, domnule Merișan? Trebuie să facem două precizări. Vă rog. Nu am schimbat managerul din Vulcan. Managerul și-a dat demisia. Atât managerul cât și directorul economic. Nu trebuie să ne mai ascundem pe după perdea. S-a dorit clar închiderea spitalului din Vulcan și transformarea lui în spital de boli cronici. Noi nu am fost de acord încă din mandatul trecut, știe toată lumea ce s-a întâmplat, sigur. Am făcut o mică revoltă, să zic așa, între ghilimele, pentru că nu-mi permit ca municipiul Vulcan, un municipiu atât de mare, să nu aibă un spital așa cum și a avut întotdeauna. Ne arată realitatea pe care o trăim, câtă nevoie avem până la urmă de... Și iată că realitatea ne arată, da, că acest spital este necesar, este nevoie de el. Și este, acum, în aceste momente, este foarte util. Deci managerul și-a dat demisia pentru că planul pe care îl făcuse cu fostul primar nu mai corespundea cu ceea ce îmi doresc eu. Directorul medical, la fel, a spus că nu mai dorește să se implice sigur în acest până program. La urmă e o chestiune de opțiune. L-am numit da. Pe George Bălțastu, de profesie avocat, dar să știți că este foarte important acum în conducerea unui spital să știi să cunoști legislația să... foarte, foarte bine. Cunoscând legislația foarte bine, ți este mult mai ușor să coordonezi, pentru că acum totul e legat de legi, de codul absolut civil, de codul absolut penal și așa mai departe. Eu zic că am făcut o alegere foarte bună, iar în ce privește directorul medical, să știți că am ales unul din cei mai buni doctori din spital, ca să nu fie nicio problemă, membru USR, de exemplu, dar nu am ținut cont de asta. Pentru că eu primul lucru, când am venit în primăria municipiului Vulcan, i-am chemat pe toți alături de mine și le-am spus să facem echipă pentru Vulcan. Nu țin cont de nimeni din ce partid este, dacă are valoare și vine și aduce un beneficiu pentru Vulcan, îl voi lua alături de mine, vom munci împreună. Doamna, am considerat că este un doctor de mare valoare în municipiul Vulcan și de aceea am provat-o fără să mă gândesc o clipă că ar fi făcut campanie pentru altcineva. Aceste lucruri trebuie să termine odată în cu alegerea sigur noului primar. E o primar chestiune de normalitate. Le-am spus și consilierilor și le spun mereu la fiecare ședință, cu asta încep și le spun că am speranța să nu mai vorbim pe Facebook, să nu mai vorbim în mediul online, să vorbim față în deși față. Deși nu sunt până la urmă interzise nici modul acesta de interacțiune cu publicul, doar că poate e nevoie de puțin mai multă atenție, de mai multă decență, de multe ori în limbaj și chiar de subiectele de care se abordează. Nu vorbesc sigur de subiectele care privesc primăria și pe care le putem discuta în cadrul instituției primăriei. Sigur. Eu consider ca și consilier, vii în cadrul primăriei și acolo expui o problemă și poate ea chiar își găsește lucruri rezolvare. Sau... Am vrut să precizez pentru că au fost făcute câteva afirmații, cum că și-au numit oamenii, pe cineva trebuia să pun, pe oricine, acum eu cunosc tot Vulcanul, pe oricine aș fi pus, ar fi fost prieten în categorii. Categoria ar fi prea mic ca să fim iar dușmani între noi. Să fim și cinstiți. Noi avem un program foarte, foarte amplu pentru Spitalul Municipiului Vulcan. Program pe care l-am discutat cu managerul George Bălțatu, program în cadrul căruia am adus un doctor ateist pe Remus Hârșan alături de noi,
cu care... Doriți să redeschideți secția de ATI de la spital? Știu dorim că la un moment dat aceasta să a fost închisă. Și acum, cu pandemia asta și cu acest virus, a văzut cât de necesară este o secție ATI, indiferent despre ce spital vorbim. Cu atât mai mult cu cât Vulcanul este și spital suport COVID. Este și spital COVID și de aici... Categoric clare. De aici și speranța mea că vom reuși. Sper că facem pe cei de la Ministerul Sănătății să înțeleagă cât de util ar fi acum să avem un ATI în spitalul suport COVID, Spitalul Municipal Vulcan. De aceea doctorul cu managerul lucrează foarte mult și pe proceduri, lucrează foarte mult pentru acreditarea spitalului, care știm foarte bine a fost pierdută și amânată, să spun așa. În cursul acestui an va fi vizita și sperăm ca până atunci să punem la punct toate detaliile. S-a format o echipă în jurul managerului, în jurul doctorului Hârșan, în jurul celorlalți doctori, doamna doctor care a fost care este director medical, și împreună încearcă acum să găsească soluții. Spitalul, ca să știe toată lumea, a ieșit pe plus pe finalul, deși la momentul la care a venit, m-am venit manager domnul Bălțatu, nu era căldură în ambulatorul, nu era căldură în spitalul mare, în spitalul de zi, să zic așa. S-a rezolvat căldura, s-au rezolvat datoriile, nu aveau bonurile de vacanță, voucherele luate oamenii. La momentul sfârșitului anului, spitalul ar termina pe plus și toate lucrurile rezolvate, aceste urgențe, să spun. Până la urmă există perspective de dezvoltare a acestei activități. Există perspective importante. Pentru că ne-am trasat cumva niște targete pe care trebuie să le îndeplinim, pe care managerul și le-a asumat împreună cu echipa lui și sunt convins că le va duce la îndeplinire. Am mare încredere în el și eu aș dori toată lumea să vină alături de noi, că până la urmă spitalul nu-l facem nici pentru primar, nici pentru Bălțatul de la Pro-România sau de unde o fi. Îl facem pentru municipiul Vulcan, pentru oamenii din Vulcan și iată, nu numai acum, așa cum se știe, și secția de paliative a fost transformată în suport COVID. Și iată, spitalul din Vulcan, pe lângă cel din Lupeni, acum au devenit foarte important. Spun foarte mulți oameni și își pun această întrebare, domnule primar, în contextul în care, iată, a început campania de vaccinare a populației împotriva COVID-19, își pun foarte mulți oameni întrebarea de ce nu s-a putut înființa o secție de vaccinare și un centru de vaccinare și în municipiul Vulcan pentru locuitorii din această localitate și poate e interesant să ne explicați dumneavoastră acest lucru. Pe de altă parte, chiar în aceste zile premergătoare interviului nostru a apărut o problemă în care la centrul de vaccinare de la Petroșani a apărut acel incident despre care știți probabil și dumneavoastră, știu și telespectatorii, din nefericire știe și o țară întreagă, și în care este din nou pomenit numele unei doamne implicate în această poveste ca fiind angajata primăriei municipiului Vulcan. Poate ar trebui să ne explicați puțin, să înțelegem ce s-a întâmplat de fapt cu această situație și cât de vinovată este persoana în cauză și, desigur, dacă se impun măsuri împotriva acesteia și ce fel de măsuri se impun. Da, ca să vă răspund în ordine, noi eram pregătiți să facem centru de vaccinare la Vulcan. Pregătisem sala cinematografului, care are un antreu, să-i spun așa, foarte corespunzător, și puteam face un circuit de intrare și unul de ieșire pe uși diferite. Am fost anunțați că Petroșaniu și Lupeniu au fost desemnați, ne-am conformat. În urmă, decizia n-a fost la dumneavoastră. Decizia nu a fost, nu am fost întrebați, nu am fost solicitați. Doar ați putut face o propunere. Noi ne-am pregătit eventual, pentru că ne gândeam că va veni acel moment și în momentul în care vom fi solicitați să fim pregătiți cu tot ce înseamnă. Dacă așa s-a considerat, înseamnă că așa este bine. Pe cele două centre nu comentez. Vis-a-vis de colega noastră, vreau să vă spun că doamna figurează în organigrama municipiului Vulcan, în organigrama primăriei municipiului Vulcan, dar dânsa este plătită de DSP. Ea este asistent medical comunitară și se ocupă mai mult cu comunitatea defavorizată. Și vorbim aici de instruirea sanitară,
pe care o face în, în acele zone în de favorizare. În comunitățile respective. Da. Înțeles, da. Păi învață pe copii... No. Deci chestii de genul acesta, că apar foarte multe probleme. Și atunci cum a ajuns însă până la urmă într-o astfel de activitate... Totuși de natură persoană, medicală până la urmă. Vreau să spun că este o persoană foarte responsabilă, are 16 ani vechime. Eu lucrând în primărie o cunosc de ceva timp și am mare încredere în dânsa. Acum a ajuns, așa cum v-am spus, fiind oarecum în subordinea DSP-ului. DSP-ul a solicitat-o. Am înțeles. Deci ca să ne fie clar, dimineața am chemat-o la mine și am cerut o notă explicativă vis-a-vis de cele întâmplate. De incidentul de la Petroșani. De aceea știu despre ce este vorba. A fost... chemată, invitată, solicitată de DSP să participe voluntar la aceste acțiuni de vaccinare în municipiul Petroșani. Dânsa a acceptat după orele de program, deci să fim foarte bine înțeleși. Nu era în timpul programului pe care l-are la primăria municipiului Vulcan. La primărie dimineața se prezintă și are activitățile pe care le are în comunitate. După program ar fi făcut aceste acțiuni, la fel cum am înțeles că și doctorul coordonator Corlan, care este la Petroșani, la fel are după program, deci în timpul liber. Eu n-am primit nicio solicitare, nici de la DSP, nici de la altcineva, pentru a delega aceste asistente medicale comunitare. În cursul zilei s-au întâmplat în mod direct, înseamnă. S-au întâmplat direct, au vorbit doar cu dumneaei și cu asistența socială, dar n-am avut nicio hârtie scrisă. Astăzi am primit de la DSP, într-un final, o adresă prin care mi se solicită asistentele școlare. Deci pe lângă doamna mai sunt două asistente școlare care pe care ați putea să le... de copiii de la școli. Pe care am putea și vom face actele necesare, pentru că trebuie să facem o delegare, o detașare, sau dacă nu, doamna trebuie să aibă un contract de prestări servicii între primăria Petroșani în cadrul acesta și centrul de vaccinare. Da, da, da. Probabil pentru DSP decontarea sau... drepturilor salariale cuvenite, sigur. Da, doamna spune că este voluntară în acest centru și nu a avut absolut niciun contract, nicio hârtie. Și atunci ce s-a întâmplat de fapt acolo? Cui am putea să atribuim vina, dacă există o vină? Acum eu nu sunt în măsură să analizez foarte bine, dar doamna știa foarte bine procedura de vaccinare. Adică din momentul în care ia serul din frigider până îl injectează, să spun așa, oamenilor. Corect. Probabil a fost angajată până pentru la urmă, asta a sigur. Fost, da, chemată. A fost o situație duminică în care au venit acest transport de vaccin, nu știu exact de unde, Timișoara, Deva. A fost sunată să meargă repede să preia aceste vaccinuri. Avea în atribut o astfel de sarcină? Nu știu, era altcineva delegat să... Nu știu, cred că trebuia coordonatorul de zonă să preia, să dacă preia, mă întrebați probabil, pe da, mine. Da. Dar v-am spus, nu vreau să fac speculații, că Am înțeles, nu vreau să intru. Da. Eu știu doar ce mi-a relatat fata. A fost să preia aceste vaccinuri și nu a fost singură, a fost cu o asistentă medicală, care poate confirma tot ceea ce spune dumneaei. Șoferul probabil s-a grăbit, i-a pus tot acest colet în brațe și a lăsat-o în fața școlii. E foarte important să precizăm că școala era închisă, nu venise nimeni cu cheie și iar asistenta susține că a stat aproape o oră în fața școlii până cineva... Ca să vină cineva să preia... O femeie de servici cu cheia să preia vaccinul. Mie asta mi se pare mult mai grav decât ceea ce s-a întâmplat. Categoric. Faptul că o oră acel vaccin a stat în condiții... În stradă, putea să stea oriunde, la piață sau da, oriunde. Da, adică... în condiții pe care nu știu dacă erau favorabile. După care i s-a spus, pune-le în congelator. Spune că nu, nota pe care mi-a făcut-o spune că nu a făcut absolut nimic de capul ei. A sunat coordonatorul, a sunat sigur. La Deva, nu știu pe cine aveau ei acolo, cine răspundea de ei. Și toată lumea le-a zis, băgați-le... Astea erau instrucțiunile, să le pună da, în congelator. Puneți-le în congelator. Acum, cele două asistente, pentru că nu a fost singură, au fost două asistente, acum probabil ea a avut pachetul în mână, sau nu știu de ce a căzut pe ea toată treaba asta, le-au pus în congelator și de aici toată problema. Acum, eu, din punctul meu de vedere, nu văd ce măsuri aș putea să iau asupra doamnei, atât timp cât eu nu i-am delegat nicio sarcină pe care să nu o ducă la îndeplinire. Da. Adică putea oricine, în timpul serviciului, putea să ajute pe oricine
creând o pagubă, să spunem așa, unei terțe persoane, nu e treaba primăriei. Sigur. Pentru că toți suntem pe subiectul acesta al vaccinării și înțelegem cu toții până la urmă importanța vaccinului și nu putem în egală măsură să nu vedem că există această dezbatere pe tema vaccinare, pro-vaccinare, anti-vaccinare rândul opiniei publice. Spuneți-mi, la Vulcan, cel puțin în ceea ce privește administrația publică locală, eu știu, poate aveți informații și în ceea ce privește sectoarele de învățământ, sănătate și așa mai departe, pe care le coordonați. Există un interes al oamenilor legat de acceptarea vaccinului? Da, să știți că există un interes foarte mare, mai ales în rândul persoanelor vârstnice. Majoritatea din ce am discutat eu, majoritatea vor să se vaccineze. În cadrul primăriei am făcut un tabel ca să știm la momentul la care vom fi solicitați și noi să participăm la vaccinare, să cine știm dorești, câte, cine, nu, da, cine dorește, să știm câte doze sunt necesare. Am vrut să fim pregătiți la momentul la care suntem solicitați și vreau să vă spun că foarte mulți au dorit și chiar sunt dornici cât mai repede să facă acest vaccin, dar ne așteptăm rândul, așa cum este normal. Cei care sunt în linia întâi trebuie să fie vaccinați primii pentru a ne asigura nouă siguranța zilei de mâine. La momentul la care ne vine și nouă rândul, vom merge și vom face acest vaccin. Eu voi face tocmai pentru a încuraja pe toată lumea să meargă să se vaccineze. Consider că ceva rău nu are ce să se întâmple, doar de bine să sperăm că undeva în vară scăpăm de acest virus, să dăm masca jos, să putem să ne bucurăm de prieteni, de familie și... Și chiar de puțin mai multă activitate publică din municipiul Vulcan, pentru că nu mă îndoiesc și dumneavoastră ca oamenilor ne lipsesc până la urmă interacțiunile publice, ne lipsesc evenimentele sociale, ne lipsesc evenimentele culturale. Ne putem gândi chiar și într-o perspectivă fericită că anul acesta ne vom întâlni în public vulcănenii cu prilejul diverselor evenimente? Aveți deja creionat, măcar la nivel teoretic, un plan pentru revenirea la normalitate, domnule primar? Deci avem foarte multe acțiuni pe care le-am avut și anii trecuți, dar am considerat că nu are rost să vorbim despre 30 ceva de acțiuni și să așteptăm să vedem pe care le vom putea pune în practică. Ne gândim acum la luna viitoare, fiind cea mai apropiată, și ne gândim la acea cupă pe care organizam în Pasul Vulcan, acea cupă de schi, având în vedere că acum interesul este foarte mare pentru Pasul Vulcan, mii de oameni care vin efectiv să se plimbe, să stea în natură, probabil că și această pandemie și acest stat în casă îi face acum să refuleze, să iese pe munte și să se plimbe în aer liber, ne face să ne gândim ca luna februarie să organizăm un concurs de schi în Pasul Vulcan, dar trebuie să vedem toate condițiile care sunt. Vreau să vă informez că la Vulcan acum suntem în scădere, avem 1, ceva la mie, 1,9 parcă. În general, Valea Jiului putem spune că e oarecum spre bine. Da, suntem în scădere, sperăm să coborâm măcar sub 1,5. Și eu zic că o cupă de schi în aer liber, cu măști, poate fi organizată, sigur, cu distanțare, așa cum se cere, am putea să organizăm în Pasul Vulcan. Avem gândul pentru luna februarie. Mai este cineva, o persoană care vrea să organizeze în luna februarie, pe 7, Zamora, că știe toată lumea. Sigur, tot Zamora, o cupă de tradiție. Îi fac și un pic de reclamă, sigur, cu ocazia asta, da? Pentru că îl felicit că an de an ține la această tradiție și organizează din banii lui această competiție care atrage foarte mulți oameni. Deci ne gândim ca prima dată în luna februarie să facem această acțiune, după care o să vedem cum evoluează și vom anunța întotdeauna cu o lună înainte ceea ce se întâmplă luna viitoare. Sigur. Mi se pare că așa e cel mai bine, intrăm în Consiliul Local, consilierii să se pună de acord, să aducă îmbunătățiri sau ce doresc evenimentului, iar luna următoare
să aibă se loc poate fi pus în, eveniment. Pus în practică. Ne-am gândit că e mai bine așa decât să punem să stabiliți de astăzi pentru decembrie, neștiind care va fi până la urmă evoluția pandemică. Exact. Zic că în noiembrie o să știm foarte bine ce se poate face în decembrie. Cu siguranță. Cel mai cu corect este așa. Aveam în 24 ianuarie acel tur cu, prin tur de oraș cu torțe. Mi se pare periculos acum pentru că stăteau toți adunați apropiați, unii în alții, așa că vom renunța la, la acest eveniment. Ne bucurăm de iarnă, ne bucurăm de munte și așteptăm la februarie cu speranță că vom putea organiza ceva acolo. Am văzut cu toții că, cel puțin la începutul acestui an, Pasul Vâlcan a devenit într-adevăr o destinație și pentru localnici, dar și pentru foarte mulți oameni veniți din afara Văiejiului și pe undeva putem concluziona că, iată, în sfârșit, anul 2021 ne arată că telegondola noastră de la Vulcan nu mai duce nicăieri, ci duce chiar spre o zonă aglomerată, spre o zonă din ce în ce mai dorită de, de turiști, de iubitorii sporturilor de iarnă. Am văzut că există foarte multe discuții în ceea ce privește utilizarea sau neutilizarea drumului județean de acces în stațiunea Straja, atât ca infrastructură de transport, dar și ca pârtie pentru săniuțe, eu știu, pentru schi poate e mai periculos. Am văzut că foarte multă lume folosește acest drum și pentru astfel de activități. Am văzut că, de altfel, administrația locală de la Vulcan, care gestionează teleschiul și telescaunul, a făcut și o serie de facilități pentru cei care vin în, în Pasul Vulcan. Ce rol ocupă până la urmă, domnule primar, dezvoltarea acestei zone turistice în proiectul dumneavoastră politic, în proiectul dumneavoastră administrativ, în proiectul dumneavoastră personal, dacă doriți? Și cum credeți că poate fi dezvoltată stațiunea Pasul Vulcan în anii următori? Eu cred că este cel mai important pentru Vulcan să dezvoltăm această zonă. Mi-am propus încă din campanie și toată lumea o știe să declarăm Vulcanul stațiune de interes local și cu mare atenție vă repet Vulcanul, da? Deci Vulcan, liniuță, Pasul Vulcan. Ce înseamnă asta? Înseamnă că de când intrăm în municipiul Vulcan, sigur, va fi un monument, să-i spun așa, pe care va scrie bine ați venit în stațiunea Vulcan. Sigur, Vulcan. Sigur. De ce spun acest lucru? Pentru că vreau să dezvoltăm zona de jos. Așa e și firesc până la urmă. A stațiunii, așa, exact cum este în Sinaia, exact categoric, cum sunt în marile stațiuni. Lumea să vină să se cazeze în oraș, să urce la munte, să schieze, după care seara să coboare, să mănânce în oraș, să se îmbrace, să consume, să meargă la cinematograf, să meargă la bazinul de not care va fi gata anul acesta, să creăm toate condițiile ca oamenii să vină către municipiul Vulcan. Mă bucur foarte mult să văd că în ultimele weekenduri, practic, de exemplu, parcarea, care are peste 100 de locuri, a fost 100% ocupată în cadrul lângă telegondolă, ceea ce ne duce deja cu gândul la extinderea acesteia pentru anul viitor. Avem și un om de afaceri care administrează acum pârtile din Pasul Vulcan, de la care avem promisiune că ne vom dezvolta anul viitor. Dar până nu vine cu propunerea în Consiliul Local, n-aș vrea, sigur, să divulg. Sigur, sigur. Dar oamenii trebuie să știe că vrem să dezvoltăm, vrem să mărim numărul pârtilor, telescaune, teleschi de și așa mai departe. De instalații, bineînțeles. Și vreau să vă spun că deja toți cei care au construit în Vulcan case de vacanță sau case de locuit pe care le închiriază, apartamente renovate și puse pe booking pentru închiriere, au rezervat 100% până la sfârșitul lunii februarie. Deci cel e clar puțin, că există interes pentru zona. Cel puțin, da, weekendurile sunt pline și no, să nu ne umflăm în pene chiar așa, vin foarte mulți care merg și în Straja. Dar noi trebuie să înțelegem că deja Lupeniu este 100%, ca să nu zic 100 și ceva la sută, stațiunea este plină. Vin către Vulcan. Vin către Vulcan în prima fază să se cazeze pentru a schia, sigur, în Straja. Dar descoperă și frumusețea zonei. Și descoperă și frumusețea plimbării din Pasul Vulcan, cele două pârtii de începător pe care își pot învăța copiii, de exemplu, sigur, să, sigur, schieze, sigur, și un schi mai relaxant la care nu stai atâtea ore la rând. Eu sper să conlucrăm foarte bine cu municipiul Lupeni, cu Luci, mă înțeleg foarte bine, și să găsim cumva... Până la urmă știu că ăsta era și proiectul inițial
al dezvoltării comune, să spunem, a muntelui Straja din stațiunea Straja până în Pasul Vâlcan și invers. Pentru că cel puțin pentru început, pentru până la urmă. Da, pentru primii ani, să zic așa, avem activități diferite, adică la el ar fi foarte mult schi de performanță, pârtii foarte lungi și așa mai departe, dar și la Vulcan se poate construi pentru începători, pentru copii, pentru cei care vor să evite o aglomerație categoric foarte mare. Și cred că până la urmă toată lumea va avea de câștigat toată Valea Jiului. Ne dorim cu toții ca aceste proiecte care vin acum pentru fostele zone carbonifere să implice o investiție foarte mare în turism. Fără investiții nu se va putea face nimic. Are Vulcanul proiecte pregătite pentru a intra în dezbaterea aceasta de proiecte, în competiția aceasta de proiecte pe fondurile speciale destinate zonelor foste miniere? Noi suntem pregătiți, echipa de proiecte este o echipă foarte bună la Vulcan, avem foarte multe proiecte în derulare, suntem pregătiți, așteptăm să vedem exact pe ce o să fie, știm că pe turism va fi cu siguranță și acolo suntem pregătiți, vrem să pregătim tot ce înseamnă teren, să întabulăm tot ce avem în municipiul Vulcan, ca la momentul când vor veni banii să fim pregătiți să... Să nu mai fie pedici măcar din punct de vedere birocratic. Da, eu zic că va fi acel proiect cu Green Line-ul care este pe final, pe final. Mai este mult de lucru la el, dar deja avem speranțe că va fi pus în aplicare. Va fi iarăși tot în sprijinul nostru. Ce s-a întâmplat, apropo, cu acest proiect, domnule primar? Am înțeles în presă și am văzut declarații venite din partea oficialilor de la Consiliul Județean că municipalitatea din Vulcan, care deținea calitatea de lider în derularea acestui proiect, a renunțat la această calitate și a fost preluată de Consiliul Județean Hunedoara. Ce s-a întâmplat, de fapt? Dacă mă întrebați pe mine, încă de la început a fost o greșeală ca unul din UAT să fie lider de proiect împreună cu celelalte 5 UAT-uri, da, și plus Consiliul Județean. Este foarte greu să lucrezi dintr-o primărie cu celelalte primării, cu ceilalți primari, fiecare cu orgolii, fiecare sigur, cu... Sigur, mai ales să în nu zic interesul zi, localității, da, privind pe unde trece autobuzul, care-i drumul. Este foarte bine să fie coordonat de la centru. Atunci când te sună Consiliul Județean și convoacă primarii într-o discuție, este e totuși un for superior. Sigur, și când sigur te sună cineva de la proiecte, de la Vulcan, fie el și director, și cheamă ceilalți primari, trimit fiecare pe cineva, du-te, vezi ce mai vor și ei, așa mai departe. Sigur. Nu vreau să arunc vina la nimeni, dar este mult mai ușor acum cu Consiliul Județean, mai ales că ne-a ajutat și cu niște bani pentru niște cheltuieli neeligibile pe care nu reușeam să le plătim. Știu că tot legat de acest proiect se punea la un moment dat în discuție ca garajul central care va găzdui aceste echipamente să fie în municipiul Vulcan, lucru care ar fi atras inclusiv locuri de muncă, dar și beneficii fiscale pentru municipalitatea din Vulcan. Mai este în noile condiții viabilă această investiție, să spunem, care avantaja oarecum Vulcanul? Da, proiectul nu mai poate fi schimbat... Din punct de vedere tehnic. Da, din punct de vedere tehnic, stația va fi undeva jos în colonie. Acolo vor fi toate autobuzele. Mi se pare normal să fie așa, este și la mijlocul Văii Jiului. Este pregătit tot, teren este întabulat, este pregătit doar să vină să înceapă investițiile. Noi avem speranțe că anul acesta vor începe și am adus în discuție acest proiect legându-l de partea asta turistică, pentru că venind... Sigur, poate sigur, așa sigur, și e extrem de important în acest context. Poate și CFR-ul se va revigora, că vedeți, se circulă foarte greu cu mașina în ziua de azi. Vor veni până la Petroșani, iar de acolo cu aceste autobuze categoric ecologice, în 10-15 minute poți să fii în ce localitate vrei. Pe lângă asta vii și te cazezi în Vulcan, așa cum am zis, în oraș, nu în Straja. Sigur. După care poți ieși după masă. Poți merge cu taxiul până la gondolă, te duci cu ea în iar munte, după masă ai, poți merge orașul cu aceste autobuze. Să oriunde vezi, în Valea Jiului. Absolut. Da, absolut. Petroșan, Lupeni, Urican, Cheile Buții, știu eu, Peștera Bolii și așa mai departe. Avem foarte multe locuri frumoase în Valea Jiului și sunt convins că viitorul nostru
Îmi aduc aminte, domnule primar, în campania electorală vorbeam, cred, nu sunt sigur, dar cred că vorbeam despre acest lucru cu fostul primar interimar, domnul Pompiliu Barbu, legat despre posibilitatea amenajării unei pârtii majore, unei pârtii mari de schi pe amplasamentul conductei Brua, o pârtie de schi care ar fi dus undeva din zona de sus a pasului Vulcan până în zona Căprișoara, punând astfel în valoare și investițiile care se derulează acolo. Sigur, ele sunt investiții private, dar e o cabană foarte frumoasă acolo care a fost repusă în valoare de un investitor privat. Mai e de actualitate acest subiect? L-ați preluat oarecum sau s-a mai discutat despre el? E viabil? Este un investitor foarte bun la cabana Căprișoara, care pregătește această cabană pentru tabere, din ce am înțeles. Foarte bine, a investit sigur foarte mulți bani în locurile de joacă, în loc în împrejurimile cabane, în cabană, ca să-i spunem tot cabană, dar de fapt este un motel cu foarte multe camere, cu sală mare de nunți, de botezuri și, mă rog, sală de mese. Sigur, și care merita care până la urmă pusă în valoare, așa ar este. Ar fi o idee foarte bună să se facă un telescaun sau un teleschi de acolo până sus. Noi avem în calcul absolut toate posibilitățile care sunt în pasul Vulcan. Am avut întâlnire și cu cei de acolo din pas. Chiar ei au creionat, a venit Gupi, un om al pasului Vulcan, și ne-a creionat foarte multe pârtii pe o foaie. Care se pot... Pentru că ei, trăind acolo ani de zile, cunosc cel mai foarte bine posibilitatea de a te strecura, să zic așa, cu schiurile, astfel încât să nu treci nici peste drum, nici peste țevile de gaz și mai știu ce s-a introdus acolo. Sunt foarte multe planuri, noi vom lua în considerare, așa cum am zis la început, toate sugestiile care vor veni. Dacă există acesta de care spuneți, nu știu, dar eu știu că îl vreau să leg Căprișoara de pasul Vulcan. Orice proiect e binevenit, doar să găsim finanțare pentru el. Pentru că am amintit de faptul că trece această conductă de gaz prin municipiul Vulcan, sigur, una din marile probleme încă nerezolvate în proporție de 100% și în Vulcan, ca de altfel peste tot în Valea Jiului, este problema alimentării cu gaz metan. Și trebuie să vă spun că și în zona în care locuiesc eu, iarna, focăritul generează o poluare care trebuie cumva eradicată, mai ales dacă ne dorim să transformăm Vulcanul într-o regiune turistică. Știți, prima impresie întotdeauna contează. În momentul în care oamenii văd zăpadă neagră la intrarea în oraș, lucrurile nu mai sunt la fel de fericite. Pot avea speranțe oamenii, nu știu, din zona Coroiești, din zona Valea Morii și așa mai departe, zone în care nu a ajuns încă gazul metan, pot avea speranțe că această utilitate publică va ajunge și în locuințele lor? Există un proiect cu finanțare care se află în desfășurare. Din păcate, spun eu, am pierdut primul start, pentru că trebuia până în septembrie, octombrie, depuse toate actele. Fiind alegeri în municipiul Vulcan și acea incertitudine cu primarul care a avut probleme de sănătate, viceprimarul cu foarte multe atribuții și candidat la primărie și așa mai departe, s-a pierdut puțin startul. De exemplu, Lupeniu a depus deja, dar și noi am pregătit astfel încât toate străzile de case din municipiul Vulcan să fie prinse în acest proiect mare de gaz. Au început ceva înainte să ajung eu, au prins repede câteva străzi care erau întabulate la momentul respectiv, dar nu au prins tot ce trebuie și nu au depus la timp. Am venit acum cu completarea, am chemat să întabulăm absolut toate străzile de case, peste tot unde există case, astfel încât în cadrul proiectului să intre toate casele din Vulcan. Nu era corect să facem pe 6 străzi, iar 4 străzi să rămână, de exemplu, pentru că dacă acum, pe proiectul ăsta, nu le prindem... Sigur, mai greu va fi ulterior. Știți că ani de zile oricum au fost blocate investițiile publice în acest domeniu. Va fi foarte greu. Da. Acum am înțeles că este o etapă a doua de depunere. Suntem pregătiți, întabulăm străzile și absolut toate străzile din Vulcan vor fi depuse pentru finanțare. Nu știu cât durează, din experiența cu fondurile europene, durează câțiva ani aceste proiecte, dar important este că să fie demarate. Important este că sunt bani europeni pentru treaba asta.
Și așa cum spuneți, ar fi foarte bine să fie gaz peste tot. Fiind la case, poate se vor naște case de vacanță, poate categoric, apărea pensiuni, având posibilitatea de a face căldură cu gaz. Deci sunt perspective, pornim în noul an cu foarte multă energie și speranță și sper să nu vin la sfârșitul anului să zic că sunt dezamăgit de acest an. Ce a reușit în cele 3 luni, sunt foarte mulțumit. Am reușit să și asfaltăm câteva alei, câteva drumuri care erau mai rele. Am făcut și un proiect pilot în fața școlii numărul 6. Trecerile de pietoni le-am înălțat, astfel încât toată mașina să urce pe ea, după care să coboare. Deci nu am pus acele cămile, cum da, se spune, da. Ca să zguduie foarte tare. Vrem să le trasăm, să fie vizibile foarte, să fie vizibile de departe și să le iluminăm cu lumini. Sigur. Facem acest proiect pilot pe strada Traian, lângă școala 6, pentru că este un trafic foarte intens acolo. După care, vă spun sincer, dacă lucrurile merg bine, probabil vom pune în tot orașul. Se va circula mai încet, dar vom fi în siguranță. Așa și trebuie, sigur. Am vorbit de siguranță și cred că cu toții ne dorim copilul nostru când iasă, când trece strada, când merge până la market, să fie în siguranță, să nu vină... Cu atât mai mult cu cât majoritatea școlilor sunt la marginea drumului în Vulcan. Și au fost și foarte multe accidente în jurul școlilor. Cum stăm din punct de vedere al infrastructurii rutiere în municipiul Vulcan? Știu că a fost unul din subiectele în care au existat multe discuții, s-a și făcut foarte multă treabă în ceea ce privește asfaltarea drumurilor și trotuarelor. Mai e ceva de făcut în Vulcan din această perspectivă? Aveți în vedere investiții de acest fel? Ca să vorbim strict de centrul orașului și partea de blocuri, mai avem un singur proiect pe care l-am și licitat și care va începe imediat ce vremea va permite, și anume în fața primăriei, tineretului și partea de romană. Trebuie să finalizăm pe Traian aici la Aur ce am început, acel proiect la care nu s-a primit finanțare și este numai din bugetul local. Terminând aceste lucruri, practic am terminat cu toate zonele de blocuri și vreau să încep în zonele de case. Adică mi-am propus ca în cei 4 ani de mandat, la finalizarea celor 4 ani de mandat, să nu mai existe drumuri de pământ în municipiul Vulcan. Nu știu dacă este un proiect ambițios, dar... E unul necesar, fără îndoială. E unul necesar. Da. Considerând că vom finaliza, poate, pe finalul anului proiectele de care am vorbit între blocuri și că vom putea primi poate și ceva finanțări. Noi pregătim un lot de 2-3 drumuri pentru început, să avem toate documentațiile. În cazul în care vom primi o finanțare sau ceva, să fim pregătiți să și demarăm. Dar aș vrea ca toate străzile de pământ din Vulcan să le asfaltăm, să nu mai fie drum de pământ, de piatră, dar acum depinde și de bani. Știți, absolut, cum este? Absolut. Pandemia, să vedem ce ne spune, să vedem ce ne lasă să facem și așa mai departe. Atunci când vorbim de drumuri, știu că cel puțin în ultimii 10 ani de zile, cred că n-a existat an, n-a existat campanie electorală, n-a existat emisiune de televiziune în care să nu vorbim despre drumul din Crividia, drumul spre dealul Babii și legătura cu Merișorul. Acest drum a fost până la un punct realizat de Consiliul Județean. Au rămas foarte multe probleme în zona dealul Babii Crividia. Am văzut că aceste probleme au fost dublate, dacă putem spune așa, anul trecut, de investițiile în rețelele de canalizare și în traversarea conductei Brua prin zona respectivă. Ce se mai întâmplă cu acest proiect? Pentru că știu că exista un proiect al modernizării și a acestui important drum din zona Crividia de Alubabii. Deci că până la urmă lucrurile practic Dumnezeu le și leagă de așa natură, pentru că acum în toamnă au venit cei de la Apaserv și au înlocuit conducta de apă chiar pe mijlocul drumului. Da. Toată Crividia au răscolit-o, aveți dreptate, dar partea bună, că trebuie să ne îndreptăm spre partea bună până la urmă, este că a reușit să facem acea investiție a Apaservului înainte de a turna asfaltul. Știm că oamenii au răbdat foarte mult, acum am accelerat foarte tare de când am venit toate documentele, toate licitațiile care au fost. La momentul acesta sunt în evaluare 2 sau 3 firme, iar cum vremea va permite,
Noi cam în 2-3 săptămâni vom avea câștigătorul și practic se va putea apuca de drum. De sunt bani, nu sunt bani de la primărie. Pentru oamenii din sunt zona. Banii pe gal, deci nu pe fonduri europene. Nu vorbim de faptul că s-ar putea să rămânem să fără bani am sau înțeles. Așa ceva. Da. Da. Deci, imediat ce vremea va permite, se vor apuca de drumul de dealul Babii. Am vorbit cu cei de la CFR și mă vor ajuta și ei că este acolo linie ferată să o aranjeze. Mai este una către colonie pe care deja au renovat-o și vreau să le mulțumesc pe această cale. Au fost foarte prompți, deci cum am făcut hârtie către ei, cum au venit și au și făcut una din trecerile la nivel cale ferată. Deci, eu spun că până în vară, până în toamnă, lucrurile se vor schimba radical drumul acolo. De Crividia va fi, clar, va fi un drum de acces către Deva pentru toți și uite, așa deschidem ușor-ușor vulcanul. Categoric, categoric. Ați vorbit, domnule primar, și despre cartierul Colonie, colonia de jos a vulcanului și v-am văzut prezent activ acolo și în perioada campaniei electorale, dar și în aceste ultime, în aceste prime 3 luni ale mandatului dumneavoastră de primar. Ce așteptări pot avea oamenii din zona Coloniei de jos în ceea ce privește creșterea condițiilor de trai din deci zona avem, respectivă. Avem proiectul pentru drum și acolo, doar că este puțin mai în urmă. Deci după drumul de la Crividia spre Crividia urmează toată colonia să fie asfaltată. Eu am discutat foarte mult cu oamenii de acolo, mă înțeleg foarte bine cu ei, am foarte mulți prieteni acolo în colonie. Le-am promis că anul acesta vom începe lucrările acolo, nu țin doar de noi. Fiind pe fonduri europene, sunt foarte sigur. Multe proceduri. Sunt foarte multe documentații și din graficul pe care l-am urmărit eu, după jumătatea anului, ar fi șanse să dăm drumul la licitație, să avem firma. Oamenii au înțeles și au speranță că în mandatul acesta vor fi și ei, vor trăi mult mai civilizat. Canalizarea este, mai trebuie un pic de lucru la ea, apă au și acolo este o problemă cu presiunea. În momentul în care canalizarea apă și vom pune și acest asfalt pe drumuri, eu zic lucrurile că lucrurile se vor schimba substanțial. Categoric. Ca să nu vorbim că și toate aceste case sunt prinse în proiectul de gaz, așa cum am zis, am întabulat străzile care nu erau și astfel și colonia va fi prinsă în proiectul de introducere a gazului. Eu cred că în 4 ani, dacă lucrurile merg normal și nu apar sincope majore, va fi o plăcere să locuiești în colonia de jos. Categoric, e una din zonele frumoase din și oameni din foarte buni și liniștiți, să știți, nu cum cred alții. Sunt proiecte foarte ambițioase, domnule primar, pe care văd că le aveți, pe care le aveți deja în derulare. Multe dintre ele sunt, iată, pe fonduri europene, ceea ce este foarte bine și pentru bugetul local. Vreau să vă întreb dacă, din punct de vedere al banilor pe care îi încasează primăria, din punct de vedere al bugetului local, domnule primar, aveți emoții în ceea ce privește anul în care ne aflăm și perioada următoare și vă întreb acest lucru știind pe de o parte că ați decis împreună cu colegii din Consiliul Local să nu majorați taxe și impozite locale, cel puțin în anul 2021. Pe de altă parte vedem cu toții că salariile cresc, benzina crește, costurile pentru utilități, pentru materiale de construcții, pentru servicii, pentru orice da, altceva așa. Cresc. Are primăria un buget în așa fel încât să nu ne trezim la un moment dat că nu mai avem bani pentru nimic? Așa este, toate costurile cresc. Oamenii trebuie să înțeleagă că chiar dacă nu cresc salariile angajaților din primărie, o firmă care vine să execute sigur, lucrări sigur, are sigur. Salariați la care le-au crescut substanțial salariile. Mai ales în construcții, știm cu toții, s-a impus acel salariu de 3500. Vorbesc cu oameni de afaceri din constructori care spun, bă, eu am și muncitori la care le dau 4000 în mână, ca să-l mai poți ține, în mână, da. Ca să-i poată țină. Toate aceste costuri se revarsă până la urmă asupra primărilor și asupra beneficiarilor absolut. Acestor lucrări. Într-adevăr, costurile sunt foarte mari. Când vorbim de fonduri europene, oamenii trebuie să știe că acel 2% pe care îl suportă primăria nu este de lepădat când vorbești de sume mari. De exemplu, autobuzele sunt 20 de milioane de euro.
2%, cred că înseamnă ceva, chiar dacă vine împărțit între cele 6 UAT-uri. Sigur. Vorbim de anumite cheltuieli pe proiecte care sunt neeligibile, pe care Uniunea Europeană nu ți le suportă, care iarăși vin în sarcina primăriei. Noi punând doar aceste cote pe care noi trebuie să le punem și deja avem multe proiecte, avem și o cheltuială foarte mare. Nu mai vorbim de proiectele care nu sunt finanțate și la care finanțarea vine 100% din partea primăriei, plus cele de reabilitare a blocurilor, în care iarăși primăria pune o cotă foarte mare. Avem 4 blocuri care s-au înscris în reabilitare termică. Și care înțeleg că sunt și în execuție, din ce am sunt mai văzut în execuție, eu în oraș. Da, toate sunt în execuție și în primăvară, când vrea va permite, vor fi finalizate. Deci iată că toate acestea aduc o presiune pe primărie. Bani nu o să fie niciodată suficienți, dar sperăm că și Consiliul Județean să ne ajute, sperăm ca și guvernul, iar la un moment dat, dacă toate aceste cote vor fi foarte mari, să apelăm cumva la guvern să ne ajute pentru partea ce trebuie să o suporte primăria, ca să încurajeze astfel aceste proiecte. Pentru că vor veni multe proiecte și pe fostele bazine carbonifere, trebuie să vedem acolo care va fi cota noastră, că dacă va avea o cotă, chiar și 2%, să știți că 2% este mult când vorbești de milioane de euro. Pentru o primărie la care un apartament e 60 de lei impozitul pe an, un apartament cu două camere, și omul vrea iluminat, vrea să-i asfaltez, vrea să fie curățenie și așa mai departe, bani nu sunt niciodată suficienți. Dar vom încerca să drămuim și să facem lucrurile și oamenii sper să ne înțeleagă. Nu putem face chiar totul. Dincolo de înțelegere, ce credeți că ar trebui sau cum ar trebui să acționeze și cetățenii din municipiul Vulcan ca să vină în ajutorul dumneavoastră? Și vă întreb acest lucru pentru că mi-a plăcut foarte mult sloganul dumneavoastră de campanie. Unul extrem de curajos, mulți ar spune periculos când vine vorba de a colecta voturi de la oameni, spunându-le că tot ceea ce veți face, veți face nici noi fără voi, nici voi fără noi, parcă așa v-ați exprimat, domnule primar. Mi-a plăcut foarte mult acest mesaj. Ce ar trebui să facă și oamenii pentru a veni în întâmpinarea acestui mesaj pe care l-ați transmis dumneavoastră? Mi-aș dori foarte mult și mesajul, să știți că îl păstrez în continuare. Deci nu a fost doar un slogan de campanie. Am câștigat și folosesc în continuare, pentru că asta îmi doresc, să rămânem oameni. Îmi doresc să avem o acțiune participativă din partea locuitorilor municipiului Vulcan. Eu aștept de la ei atât idei pentru tot ceea ce vrem să facem, cât și prin comportament. În primul rând, trebuie să păstrăm ceea ce avem. Dacă vom înțelege cu toții să păstrăm, să colectăm selectiv, să îngrijim locurile unde viețuim zi de zi, să nu parcăm mașinile pe iarbă și așa mai departe. Am în gând la primăvară să mă duc să discut pe cât posibil la toate blocurile, să văd fiecare ce își dorește la el în fața blocului, dar să vină și ei să participe. Categorii, sunt spații comune. Ce vom face la dumneavoastră în fața blocului? Știu eu, o parcare mică, spațiu de joacă și așa mai departe, tăiem pomii. Haideți și dumneavoastră, că mulți oameni să știți că vor și mulți participă vrând nevrând, ei iasă în fața blocului. Da. Dacă ieșind ei afară, vin și eu de la primărie cu două utilaje, cu o mașină, cu coasă, cu tot ce trebuie, cu dulgheri, cu lemne și absolut, facem un absolut. Gard, facem să fie frumos, dar dacă ei participă, eu am siguranța că nu vor strica apoi sau vor avea grijă de ceea ce se va face. Și vă dau exemplu, în Colonia de Jos, că am vorbit de ei, a fost un proiect micuț de vreo 2000 de dolari și au făcut un loc de joacă, dar condiția era să-l pună ei. Deci doar s-au achiziționat tot ce s-a pus acolo. Iar ce a ținut de muncă au făcut ei. Toată lumea a zis că nu o să țină mai mult de o săptămână. Sunt deja 3 ani și vreau să vă spun că nu este nimic stricat acolo, în acel loc de joacă. Da. Făcut da. Cu cauciucuri, cu sigur, locuri de joacă, sigur, cu hinți. Deci iată că dacă omul pui să participe și știe că și el a făcut ceva acolo, cât de mic, atunci probabil va păstra. Asta ar fi una din idei, dar o să încercăm cât mai mult să implicăm oameni, să, știu eu, investitorii locali să ajută. De exemplu, au luat măști pentru toți copiii de la școală, au luat câte 2 măști, aștept să înceapă școlile să le dăm din partea primăriei. Prima condiție, am zis, caută un investitor local, că sunt atâția, cer le ofertă la fiecare
Și unul dintre ei a făcut măștile. Sume mari, mici, nu sigur, știu. Sigur. Dar poate pentru el e o gură de oxigen. Categoric. Pentru angajații care are, care sunt și e important vulcan. Că poate fi de trebuie să ne gândim să avem grijă de oamenii de afaceri să vină și ei, vreau să am întâlniri, dar pandemia asta nu ne-a permis încă, cu toți oamenii de afaceri să vină lângă mine, să vină cu idei. Pentru că dacă ei se dezvoltă, eu am un principiu, l-am spus tot timpul și o să-l zic, dacă fiecare om de afaceri din Vulcan reușește să-l ajut să angajeze un om, corect. Având în vedere că sunt câteva sute de oameni, de firme, nu vorbim de o firmă mare care are 100 de oameni absolut. Și care poate angaja 2-3, ca să nu zic mai mult. Dar dacă eu vin în sprijinul lor și îi ajut, fiecare, nu într-un mâine, nu știu, în 6 luni, într-un an, fiecare să angajeze 1-2, automat ai făcut 3-400 de locuri de muncă, care pentru Vulcan, să știți și că... Și înseamnă bănuți buni înseamnă care se întorc foarte mult, în și economia vin tot locală, în Vulcan. Categoric. Deci aici este ideea mea de a colabora împreună. De a, nici, noi, nici noi fără ei nu putem, dar nici ei fără noi. Așa adică este, așa adică este. Putem să trăim. Și noi fără ei și ei fără noi. Dar ne trezim peste 4 ani iarăși că... Cu aceleași probleme. Cu aceleași probleme, cu aceleași întrebări, cu aceleași așteptări. Cu aceleași acuzații și fiecare invocând că celălalt nu și-a făcut treaba. Sigur, domnule primar, campania electorală s-a încheiat și odată cu finalizarea acestea lucruri ar trebui să revină la o normalitate din perspectiva aceasta a vieții politice și locale și regionale și naționale. Vedem însă cu toții că nimic nu se face fără implicarea factorului politic în viața comunităților până la urmă și din această perspectivă, uitându-mă la partidul cu ajutorul căruia ați ajuns în funcția de primar sau, mă rog, a partidului pe care l-ați dus în administrația publică locală, constat că sunteți astăzi, la încheierea alegerilor și parlamentare și locale, nici la putere, nici în opoziție, oarecum ai nimănui. Și mă întreb atunci, aveți aliați în zona aceasta politică astfel încât să vă puteți... nu știu, suplimenta fondurile, pentru că am văzut mulți alți primari comentând, pe de o parte, liberalii ne taie fondurile că suntem de la PSD, pe de altă parte, PSD-și care nu ajută de la Consiliul Județean decât nu știu da, ce primari. Este. Vă puteți strecura de pe poziția aceasta de membru a unui partid mic care n-a este ajuns o situație, în Parlament? Într-adevăr, o situație ciudată, să zicem, ca să nu-i zic grea, că încă nu știu dacă o să fie grea. Nu-i spun nici ușoară, pentru că s-ar putea să fie și ușoară. Faptul că sunt singurul primar de municipiu din țară, de la Pro-România, mai au câteva orașe și sate comune, dar acest lucru îmi conferă și un pic de libertate, pe de altă parte. Eu pot să discut cu absolut toată lumea sigur, vis-a-vis sigur, de fără a avea această... vis-a-vis de proiectele bune pentru comunitate. Și să știți că chiar dacă sunt partide politice, sunt conduse tot de oameni, iar acei oameni de multe ori pot să înțeleagă. Și poate va fi mai ușor să nu mai fie acea ură între partide. Eu între fiind undeva partide, la mijloc, da, da. Adică nu-i dăm la asta că e de nu știu unde. Până la urmă, eu sunt eu, am câștigat alegerile în fieful PSD-ului, unde în stânga și în dreapta mea a fost peste 70%. Înseamnă că oamenii m-au apreciat. Corect. Și pe mine ca om și echipa mea. Înseamnă că avem lucruri bune de făcut și eu cred că atunci când voi merge, voi găsi înțelegere. Așa cum am găsit, de exemplu, la Consiliul Județean, când i-am rugat pentru o canalizare pe o străduță, așa cum voi găsi probabil și la cei de la putere, pentru că am avut discuții și cu ei și dacă lucrurile se fac, eu voi spune cineva cine a dat banii. Voi spune orice finanțare va veni în Vulcan, voi spune, sunt de la PNL, sigur, sunt de la sigur, PSD. Sigur. Oamenii să știe cine a contribuit și cât a contribuit. Pentru că până la urmă facem pentru oraș, nu facem pentru Pro-România, PSD, PNL și așa mai departe. Mizați pe o... eu știu, pe o situație similară și în ceea ce privește politica locală și vă întreb de pe acum cum lucrați cu noua configurație a Consiliului Local? S-au îmbunătățit, să spunem așa, dezbaterile în Consiliul Local față de ceea ce am văzut în anii precedenți când a existat foarte multă patimă și în Consiliu, dar mai ales în afara acestuia? Există și acum foarte multă patimă de pe partea celor de la USR, că nu mă ascund. În schimb, lucrez foarte bine și cu cei de la PSD și cu cei de la PNL, care au înțeles că atunci când vorbim despre un proiect pentru comunitate,
vin și îl sprijină necondiționat sau îl amendează cu amendamente. Corect. Amendamentele firești, exact cum ziceți. Dar sunt și cei de la USR, nu toți, o parte din ei, adică cel care a pierdut alegerile, care încă nu înțelege că a pierdut alegerile, care este mereu împotrivă, doar de deagul de a fi împotrivă. Eu vă spun și o fac și de acum încolo, fiecare ședință de Consiliu o încep cu rugămintea ca toată lumea să vină să participe la dezvoltarea orașului. Dacă ei, 2-3, consideră că trebuie să fie împotrivă, nefăcând amendamente, neavând altă inițiativă, atunci îi voi lăsa așa și mă bucur, mă bucură foarte mult că cei de la PSD sunt alături de mine, cei de la PNL sunt alături de mine. Alături de oraș, până la urmă, de comunitate. Da, da, primăria nu este a mea, nu e primăria lui Mărișanu. Eu o conduc acum o perioadă. După mine o să vină altcineva, nu o să stau acolo 100 de ani, dacă facem lucruri bune. Eu spun, cei de la PNL au fost lângă mine, cei de la PSD au venit. Deci eu practic le spun să nu mai existe partide pe această perioadă. Adică în cadrul administrației. Rest ce fac ei, că vin cu... Au un program, le-am spus. Ați avut un program ceva care vreți să punem. Haideți să discutăm. Dacă sunt lucruri bune, le voi pune și voi spune. Uite, astea au venit din partea PNL-ului. Nu mă voi ascunde de acest lucru. Dacă este o situație bună. Dar să vină. Așa să fie, domnule primar, vă mulțumesc pentru prezența în studio, vă doresc mult succes în activitatea aceasta nouă, dar iată destul de complexă pe care v-ați asumat-o. Vă mai așteptăm în studioul HD365 să răspundem întrebărilor telespectatorilor din municipiul Vulcan, să răspundem până la urmă oamenilor și să vedem cum evoluează cariera noastră în politică și administrație. Vă mulțumesc pentru prezența la emisiune, mult succes în continuare. Vă mulțumesc și eu și aș vrea să facem emisiuni chiar la firul ierbii, dacă poate vă gândiți. Emisiunile făcute în comunitate, oraș, între oameni. Sunt lucruri pe care le susțin și eu și care cred că sunt. O să vedeți că sunt de viitor, decât în studio, unde poate oamenii nici n-au răbdare să se uite atât de așa mult este, la noi. Așa este. Mulțumesc mult pentru prezență, le mulțumesc și telespectatorilor noștri pentru fidelitate. Vă reamintesc, doamnelor, domnilor, alături de noi în emisiunea de astăzi a fost domnul Cristian Merișanu, primarul municipiului Vulcan. Îi mulțumesc și dumnealui, mulțumesc dumneavoastră, mulțumesc colegilor care ne-au asigurat asistența tehnică și până data viitoare vă doresc sănătate, numai bine!